În ciuda faptului că la limba latină sunt cel mai praf elev, nu doar din liceu, ci din toată România, și nu doar din generația mea, ci de la căderea Sarmisegetuzei din 106 și colonizarea romană, mi s-a întâmplat ceva total inexplicabil. De câte ori ai dat din gen în fața bețivanului de la rezistența materialelor ca să intre așa în liceu? Te gândești pe care dintre noi să o invit să chilească? Pe de-o parte, una care arată exact ca profilul Papei Borgia, mort în chinurile paroxistice ale actului care s-ar fi numit copulație dacă n-ar fi fost sodomie și dezgropat după 5 secole. Și pe de altă parte, o învrăjitoare malefică. Te faci când dai o palmă ca eu fie să aleg după tine, fie să te ombrațe, nu? E un truc ieftin de gagici. Dar hai că pun botul. Parcă mă invitai la pizzerie, la cincin. Nu ești un gentleman? În comparație cu frații porcul, chiar sunt. Întotdeauna am visat o femeie ca harta statului Chile. Înaltă, talie subțire, cratere vulcanice incredibile. Copiuțe. Audacus, fortuna, învaț? Invat. Invat. Ce înseamnă chestia asta? Norocul favorizează pe cei curajoși? Sună ca un tânăr Ovidiu în acțiune. Majoritatea fetelor cedează la abordarea lirică. Dar asta cine era? Nu a fost ea. Ca și cum n-aș fi fost deja Halil la latină. Bună ziua! Bună ziua, doamnă și profesoare! Dați loc! Eu sunt profa de latină. La jumătatea lunii mai, anul 9 era noastră, Ovidiu ajunge aici, exilat direct de către Cezar Octavian Augustus, fără intervenția... Mă asculți? Fără intervenția vreunui magistrat roman. De ce totuși nu-i ordonă Cezar să-și deschidă venele în cadă? Și mai mult decât atât, de ce nu-i se confiscă averea cât era în exil? Acum, pentru teză, vă rog să notați, trebuie să elucidați, notează-te, rog, motivul real al exilului lui Ovidiu. Partenerul de viață al madam a reușit ce n-a reușit Ovidiu. Roma. Și când ne părăsește și madam. Poate doar să profite de perestroica de la vecini să fugă de acolo. Există, totuși, anumite indicii subtile. În traducerea în limba română, în traducere în general, ele s-au pierdut. Va trebui să descifrați textul original, în latină. Sunt dublu, Halit. Știi de ce ești aici, nu? Publius Ovidius Naso, cel mai tare poet roman de acum 2000 de ani. De când a ajuns aici, a petrecut următorii 8 ani de viață plângându-se de crivățul brutal de la nord-est, de vinul înghețat în amfore iarna și petiționându-l pe Cezar Octavian Augustus pentru a-i permite să se reîntoarcă la Roma. Sub barul Pelican din cartier, ci că au fost găsite ruinele unei taverne grecești din zona atelierelor. O fi ars Ovidiu exact pe aici? Mama, ai aprins tu? Navele romane au hărți mai precise. Ești o fantomă? Publius. Publius Ovidius Naso. Aici exilul e mai sumbru decât moarte. Cauți un corp în care să intri? O să mă doară? Depinde pe unde intru.
De ce te-ai exilat Cezar Augustus chiar aici? Am să te ajut. Îți voi dezvălui un secret pe care nu știe nimeni. În schimb, tu îmi vei organiza plecarea de aici și ajungerea în secret la Roma. Dar tu ce crezi? Că Roma e după colț? Noi suntem într-o dictatură aici, suntem haliți grav. Într-o dictatură nu există soluții de scăpare. Va trebui să inventezi tu una. Javite? Hai, dă-mi, te rog, niște parai. Am nevoie. De unde pare, bă, râie? E prea ilegal. Chiar și pentru noi, nu? O să te rog și eu ceva. Nu mai îmi zice și tu râie. Zici și tu gonoree. E mai... Ce? Ce înseamnă cea? E o expresie de neîncredere. De cartier. Total decerebrat. Ce faci, mesagite? Întorci spatele la un prieten în nevoie de ajutor? Cea! Arcadaș, vezi că la parai avem altă dobândă. Sarcolozul la timp să ne coclit. Că altfel te lăsăm și mai bocciu decât ești. Adică tăiem urechea. Și apoi o să fiu nevoie să-l chem pe chirurgul de la municipal să taie și urechea cealaltă. Înțelegi de ce? Pentru simetrie? La asta te referi? Bravo, Arcadaș, hai că nu ești chiar bou-bou! Băi, 3 săptămâni. Javite, promit. 3 săptămâni. Haide, bă, al buletin, ajută-te pe băiat. Ai buletin? Da. Du-te cu el la ghișeu. La domn. Salac! Am ăla cu eu imens. Sunt târbe. Foarte profesionist. Suntem înaintea societății, bă, băiatule. Societatea se mișcă mai încet ca scroci. Ce zici, mă? N-am zis nimic. Cât? 700. 3 săptămâni, da? Mă semnez aici? Păi e 1600. Relax, Arcadaș. Afacerile cu frații Purgu sunt întotdeauna cu șer. Și banii? Ce bani? Cum ce bani, Javite? Eu de ce am... Ioc parabe? Cum ioc parabe? Dar am nevoie, v-am rugat. Istanbul, bancă, ozlemul, duminică, 3-4 zile așa. Păi și eu ce am semnat? Ce ai de dat? Haide, beber, parană! Îți place muzica? Verdi. Opera completă. Bine, mulțumesc frumos! Hei, hei! Ia buletinul! Buletinul. Ca să știi cine ești. Ma. Sunt toți? 700. Bravo. Bă. Mai greu de văzut decât iete, abominabilul om al zăpezilor. Și mai tare decât compozițiile nocturne ale lui Michael Crețu, când stă în cariciu gol și cântă la pian și compune pentru Sandra. Și mai sperator de șeici ca CN-ul lui Javid Porcu, este dolarul american. Aia. Știi că n-a fost ușor.
Auzi, dar de la ce cămătar psihopat ai luat? Știi ce vreau să zic? Să nu ieși lui Balboa de premiera lui Rocky 3 la Istanbul. Ăsta e în stare să fugă. Asta mă, și cum ajunge acolo? Pe ce mai e ca Sparov să gândească cu 7 mutări înainte? Abia dacă bughețește una. Mă, mareșal, ia vină mâncă. Zi, mă, în general, ce? Hai, vină. Ce e acolo, mă? Mă, prezident, vină un pic să vezi asta. Ia. Mă, ce crăci are asta. Păi, de asta mă perturbă. E imposibil. Tu erai deja perturbat. Femeile rezistă cedând. O ai pe Iulia, nepoatele Octavian Augustus. Încinsă rău după tine și mai vrei și pe hetaira asta greacă. Nu-i nepoata lui Octavian Augustus. Nu-i a lui Cezar al tău, împăratul roman. Idealizezi incredibil niște flirturi anonime din provincia asta înghețată. Roma antică era lux în comparație cu căcatul ăsta de epocă de aur. Lasă-i pe alții să judece epoca de aur a umanității. Eu sunt încântat că m-am născut în timpurile astea. Tu nu te-ai născut în timpurile astea, ești din altă epocă. Ești născut la Sulmo în 43 înaintea erei, în anul în care Cicero a fost asasinat și Marc Antoniu l-a învins pe Brutus în Galia. Dacă ai fi din timpurile astea, ai fi fost etichetat drept anarhist decadent de către guvern și ai fi fost crucificat ca un frivol histrionic și hedonist exhibiționist de către obzeciști. Te-ai fi trimis să dai lecții de seducție mușahedinilor din Afganistan ca suport moral din partea guvernului român după retragerea sovieticilor. Îți zic eu că ai fi terminat rău de tot. Ți se pare că am terminat-o bine? Asta nu poate fi pe bune, nene. Am luat o raznă grav. Femeile sunt atrase de ceea ce le scapă printre degete. Mama ta e psiholog? Poate o cunosc. Nu. Nu e nici de departe atât de narcisistă. Viața sentimentală a femeii e precum un tango. Melodramatică, inegală și plină de patos. Și a ta? Cum e? Vin o diseară după 9:30 la Melody și îți povestesc. Ia-o tu înainte că vin și eu. Beau paharul ăsta de vin și apoi chem șeful gărzilor pretorine să-i dea de mâncare la lei pe gunoaiele astea. Ascultă, bă, râie! O să te învățăm lecția vieții pulii destinului toată noaptea asta! Sargit, ia-mi! Hai la atac! Hai de-te!
Ieza. Vă distrați bine, domn prim-ministru. Poate vreți să vorbesc cu maimuțoiul ăla de sus să vă pună să amărit armata. Sau a început să vă placă jazz-ul. Ce faci, bă? Și ți-ai zis, bă, că poți să guiți în halul ăsta, în Casa de Cultură a Poporului. Hai să potolim maierul. Bașcane, hai să potolim maierul. Frățiorii, trăiți în familia lui Matane. Tot bahausul ăsta pentru lachii ăsta. Vă dau vasul 3 secunde să dispăreți. Gata, hai. Dă-i drum. Dă-i drum că am plecat. Hai. Ureală. Să te mai prim pe aici. E soluționată problema? Ce faci? Unde? Era pe aici. Încă te mai poți trecura printre labiile interne ale nopții pentru o mică aventură cu nepoata lui Octavian Augustus. Nu cred că a venit aici ca să citească Cicero, dacă înțelegi ce vreau să spun. A dansat toată noaptea cu panfa ta, la-i că mă duc la baie, duci după aia, da? Ha! Pe unde ai patrulat, Divo? Ia bagă, maestre, cum merge marea cucerire a lui Don Juan? Ce, ai auzit de treaba cu frații porcum? Am auzit multe. Încă ne putem strecura printre labile externe ale nopții, înainte să apară Bibi de la baie, dacă știi ce... Little spirit și charm. Aveai noaptea rezolvată deja, nu? Dansai cu bale la gură cu coarda aia care șimbor de la Amsterdam, e ilegal de panoramă, iar eu sunt premiu de consolare, corect? Dacă mai am norocul să te găsesc în lumea noastră a adolescenților surescitați și naivi. Ah, și am auzit că e și mare sculă. Au sărit doi securii să te scoată din căcat. Dă și mie un autograf, maestre, și zici și mie cu cine o are de fapt. Ești mai cunoscut ca George Michael, Papa, Maradona? Total paralizat? Nu e ora de latină. Trebuie să reziști la primul val de indignare. Ai repetat în oglindă invitația? Într-o cameră închiriată pe 15 lei la Baba Stelan, căcatul ăla de clădire delapidată care arată ca în Afganistan și unde sigur ai stat ca un tântălău în mijlocul camerei în timp ce un codoș retard ți-aduce cu un zâmbet pervers un prosop chinezesc și un lighean ce candește grava mehlem? Nu te mișca de aici că beau o gură de apă și mă întorc pentru knockout-ul final. N-am știut că nepoata lui Octavian Augustus e un geniu retoric. Lui nepoata lui Augustus... Nu e al lui Augustus al tău? Nu e al lui Cezar Octavian Augustus? Ia... Retragerea la Castru. Refacem strategia. Asta nu poate fi real. Vă rog să ne scuzați că vă întrerupem activitatea. Nicio problemă. Activitatea noastră e continuă. În slujba, să zicem, armoniei generale, am vrea să aflăm ce știți despre următorul elev din clasa a 12-a. Stric rutina. Ce dorim e dacă din poziția noastră privilegiată ne-ați putea oferi câteva informații mai neconvenționale despre subiect. Extrem de gregar, tovarăș. Problematic. Foarte bine. Și potențial subversiv. Subversiv. În regulă. Totuși, e un elev bun? Olimpic la engleză. Da. Are mai mult o inteligență, să zic, tehnică. Altceva. Are o prietenă stabilă? Tovarăș, îmi pare rău, dar mandatul meu aici nu include și a spiona viața sentimentală a elevilor noștri. Tovarășe director, nimeni în țara asta nu urmărește un adolescent doar pentru că te vrește puțin o fată la o petrecere. Dar când prietena unui tovarăș extrem de important din aparatul de stat e hărțuită permanent de un tip extrem de gregar, problematic, potențial subversiv, care mai e și elevul dumneavoastră. Atunci suntem obligați să privim lucrurile un pic diferit. Așa da, înțeleg. Credeți-mă, tovarășe director, nu aveți nici cea mai vagă idee. Aici, aici. Mai zic că nu să... Latin lover să liceul ăsta. Total latin însă minus lover. Accept ambele apelative. No, imposibil. Ar trebui să primim confirmare de la o anumită femme fatale care la rândul ei e combinată cu... te refer la jarteaua aceea de fostă stewardesă care se crede Isabella Gianni și care e amanta lui... Cum îl cheamă fată pe șmecherul ăla de la partid? Îmi scapă.
Pe mine mă scuzați, fetelor. S-a așteptat în birou unui reacționar de extremă dreapta. Eu l-aș evita ca pe ciuma bubonică pe unchi Octavian. Ca și cum n-am încercat deja. Ține-te deoparte de nepoata mea. Și ai frică de mine. Ești pe punctul să fii matriculat. Și voi avea grijă să fii trimis la un liceu agricol de nici nu o să-l găsești pe hartă. O să-i scrii de acolo scrisorul lui maică-ta să o implori să te ia acasă și nu o să vă asculte nimeni, ai înțeles? Îți promit eu asta. Ieși afară. Ieși, a spus! Tăierea venelor în cadă sau exilul? O, iată! Iată-l pe noul Ovidiu! Se întoarce victorios de la vreo tavernă grecească din Tomis. Hai, mai repede, te rog să ne ierți că ne-am luat libertatea să începem fără tine. Hai, hai, hai! S-ar putea să-l auzim pe noul venit? N-are niciun rost. Poate să fie examinat și după ce își trage puțin sufletul. De ce? Nu, nu. Îl eliberăm mai repede de tensiune. Te rog. Bună ziua. În primul rând aș vrea să vă prezint concluziile mele despre exilul lui Ovidiu la Tomis. Perfect. Ai aflat, dumneata, ce n-au putut stabili încă nici istoricii de la Academie? Ia, luminează-ne, dumneata, elev. Te rog. E cu adevărat simplu. Cu toate că propaganda romană a denumit domnia de 40 de ani a lui Octavian Augustus epoca de aur, guvernul lui Augustus era în realitate o dictatură brutală. Datorită asocierii sociale cu Marcus Valerius, unul din patronii literari al lui Ovidiu, Octavian Augustus a decis că Ovidiu făcea parte dintr-o conspirație împotriva lui. În câteva ocazii, indivizii considerați subversivi l-au vizitat pe Ovidiu la casa pe care poetul o avea pe Villa Clodia, lângă Capitol. Capitolium? Folosită exclusiv pentru reuniuni sociale în zona actuală denumită de arheologii romani Campo d'Olivi III. Apariția acestora în casa lui Ovidiu le-a pecetluit soarta. Augustus a cerut interogarea sub tortură a lui Ovidiu și sub tortură oricine poate fi găsit subversiv. Ce metamorfoză. Extraordinar. Bine. Ia spune, elev, ai făcut cumva parte din anturajul intim al poetului sau cum? Domnul director, ați început să vorbiți precum Caligula. Stai jos. Să continuăm, Bianca. Merhaba, arkadaş. Ce faci, băi, Mr. Gonore? Am o presă. Ia zi, care-i treaba cu banii aia? A trebuit două săptămâni. Ce-a făcut? Am apucat băiatul, da. Ce-a fi? Bă, grățoile. Dă, frații, purcă, nu scap nici în Patagonia, bă. Lasă, lasă, lasă. Ciumic, Ciumic, atenție la mine. Vedem și noi ceva din monedele alea pe care ai să ni le dai? A, vedem? Ce? Da, uite, Kent. Ia, mâinile ca la tovarășii educatoare. Hai, mă, mai repede, vrei să-mi pun rochiță? Șap! Te-am ars. Hai mai întind o dată. Hai mai întind o dată. Băi, ești prost, ăsta l-are pe toate 10, mă. Capitalist, capitalist. Păi nu vrei și noi unul? Hai de-abia să stai liniștit că nu taie. Nu taie, ai auzit? Asta e gluma lui. Bă, tu credeai că dacă ai niște parai în buzunar, o să vină Regan să îmbrățișeze cu tine? Păi nu, bă, nu vine. Nu vine. Hai să o încercăm aici. Uite, ăsta e Regan. Regan. Bă, mă. Da, mă. Hai, ia-l în braț. Haide-mă. Hai, mă.
Haide, bă! El. Jooo! O, Luca, și Mina, da! Vrei să dai la bostănică? E pe pârț? Nu, mai încercăm o dată și fără de-astea de dosnic. Da? Frumos. Te aranjezi așa, dar nu ca la catafal la Cernenco. Frumos. Tovarășu Cernenco. Iartă-mă, frate. Tovarășu Cernenco. Da, mă. Tovarășu Cernenco, hai. Hai de pe ghel. Permite! Roiu, Gheza! Știi că Ovidiu le scria prietenilor romani că a fost exilat într-un loc unde îngheață vinul în amfore. Dar cum de știi așa multe despre Ovidiu? Dacă îți spun, o să zici că e vrăjeală gravă. Lasă așa. Ce vrea sâmbătă seara? Fug pe viață din România. Ok. Ce faci sâmbătă dimineață? Balaușa. Vă rog. Ce-am făcut? Anii 30, mic burghez, mișto tonă. Băiete, dânsa e prietena unui tovarăș extrem de important, în aparatul de stat. Te-am rugat să nu-i mai dai târcoale. Ambasii de viață. De la Dulău la contraspionaj în Afganistan, la pechinezul amantei prin secretarului. Pechinezul. Șoricerul Jerry. Zona romană, suntem toți la Roma. Thank you.